Biroul Electoral Central a publicat pe site-ul oficial candidaturile la funcția de președinte al României, au definitive după soluționarea contestațiilor. Numărul candidaților se menține și în acest an cam la același nivel cu cel al scrutinurilor din 2019 și 2014, când s-au înscris în cursa prezidențială câte 14 candidați la funcția supremă din stat. Conform calendarului electoral, sâmbătă 12 octombrie se va stabili ordinea pe buletinele de vot. În 25 octombrie începe oficial campania electorală care se va încheia în 23 noiembrie la ora 7, iar în 24 noiembrie va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Votarea începe la ora 7 și se încheie la ora 21. În 8 decembrie va avea loc al doilea tur de scrutin, după ce se vor cunoaște și numele celor doi candidați care intră în cursa finală pentru Cotroceni. În paralel, pe ultima sută de Demetriu a ajuns și pregătirile pentru alegerile parlamentare. Săptămâna viitoare, mai exact joi 17 octombrie, este data până la care partidele și alianțele pot depune listele de candidați pentru Senat și Camera Deputaților, scrutin care va avea loc la data de 1 decembrie.